Am fost cinerel copil mai. Cum a fost pe scenă? Cum te-ai simțit? Care a fost energia? Deci prima oară când am intrat și am văzut toată lumea și pe jurați în primul rând, emoțiile au fost, poate că s-au și văzut, dar când am început să vorbesc cu ei și să încep să cânt, după câteva strofe mi-am pus cumva sufletul, am simțit acolo că trebuie să dau tot ce mai bun din mine, să le arăt că Dumnezeu m-a înzestrat cu un dar atât de frumos și vreau să-l arăt. Cum ai descoperit această dragoste pentru muzica populară și pentru portul popular? Păi, în primul rând, cu ajutorul, să zic așa, al Andrei. Pentru că de mică eu am urmărit-o pe ea, i-am urmărit piesele, concertele și ea cântă și muzică ușoară și muzică populară și atunci cumva m-am băgat între aceste două stiluri de muzică și am prins o dragoste pentru muzica populară și chiar dacă unii tineri din ziua de astăzi nu mai pun preț pe muzica tradițională, eu vreau să duc până la capăt acest vis al meu, să cânt și muzică ușoară, dar și muzică populară. Și am ales să vin cu o doină pentru că eu zic că o doină transmite multe emoții oamenilor și în primul rând și mie. Când ai început să cânti? La ce vârstă? Eu am început să cânt de mică, de la grădiniță, de la 5-6 ani, cam așa. Ești singurul cântăreț, să zic așa, din familie? Nu. Mama e tot la voce, tata este la orgă, fratele meu îl urmează pe tata tot la orgă și cumva moștenesc din generație în generație, adică și bunicii mei au fost și din partea tatălui, dar și din partea mamei. Deci faci parte dintr-o familie de artiști. Da. Și cine este susținătorul tău numărul unu? Cine e mereu acolo cu tine? Păi sunt doi, e mama și tata, deci nu pot să aleg între ei pentru că amândoi mă ajută enorm de mult. Nu cred că aș fi aici fără ei. Fiu cine